Binecuvântat să fie numele Domnului! Într-un context foarte special în istoria creștinismului, mulțimile au strigat o sana. Probabil era o mulțime mult mai mică decât cea care suntem noi aici. Noi ne imaginăm în contextul răstignirii Domnului Isus sau intrării triumfale, erau o mulțime, așa cum vedem noi pe stadioane. Era grupul ucenicilor și încă câțiva și vreo 2-3 cârcotași care încercau să tulbure situația. Însă de acolo cuvântul acesta a răsunat și răsună peste viacuri. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Lăudați și binecuvântat să fie în numele Domnului. Vă invit cu mult respect să stăm cu toți ridicați în picioare și dacă aveți scriptura cu dumneavoastră, să o deschidem împreună la 1 Corinteni, capitolul 15. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 11 un cuvânt de căpătâi în credința creștină, scris de Marele Apostol, Apostolul Pavel. Un om chemat de Dumnezeu, un puternicit de Dumnezeu și umplut de Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Iată cuvântul Domnului. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, Degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după scripturi, că a fost îngropat a treia zi după scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei, toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai nesemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amen. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Pentru soția mea, Felicia, și pentru mine este un prilej de bucurie să... Putem să fim împreună cu dumneavoastră, împreună cu o parte din rudenile noastre, familia noastră de aici din oraș și dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Prețuim părtășia frumoasă și relația bună, frățească cu slujitorii locali, zicem ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, frate Orel și întreaga echipă cu care slujiți, Dumnezeu să binecuvinteze casele voastre, lucrarea pe care vi-a încredințat-o Dumnezeu aici în bucățica aceasta de pământ, pentru proslăvirea numelului Dumnezeu. Și fie ca tot ceea ce faceți să fie sub privirile Domnului și binecuvântat de Dumnezeu. Mihai și Anca sunt aici cu dumneavoastră, Dana și Ionel și ceilalți din familie care sunt parte din comunitatea voastră. Ne bucurăm de părtășia cu ei și ori de câte ori avem ocazia să putem să fim în atmosfera aceasta de familie a Bisericii dumneavoastră. Zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj, așa cum spuneam, care este inspirat dintr-un text extrem de important din Scriptură. Pasajul ăsta conține un, o afirmație zguduitoare. A, întotdeauna, ca o paranteză, când citim Biblia, și asta recomandăm tuturor să citim Cartea lui Dumnezeu, din miliardele de cărți care sunt scrise pe Pământul acesta, nicio carte. Nu are autoritatea pe care o are această carte. Sunt cărți care ne influențează, însă cartea aceasta este singura care ne transformă, ne schimbă, schimbă viața noastră, modelează caracterul nostru. Și vă încurajăm să citiți Cuvântul lui Dumnezeu, Cartea lui Dumnezeu, Biblia. În textul acesta, atunci când, de fapt, când citiți Cuvântul lui Dumnezeu, Cartea Sfântă, atunci când vedeți o afirmație de asta gravă, o afirmație mare, e bine să alocăm atenție sporită. Cuvântul lui Dumnezeu n-a fost intenționat să ne sperie, ci cuvântul lui Dumnezeu a fost intenționat de Dumnezeu să fie trimis ca o binecuvântare pentru sufletele noastre. Ne arată calea spre împărăția lui Dumnezeu. Atunci când în cuvântul Scripturii găsim cuvinte ca viață, moarte, cuvinte care sunt de reper în existența noastră, ar trebui să alocăm o atenție sporită acestor texte din Scriptură, pentru că, de fapt, prin aceste pasaje, Dumnezeu încearcă să ne îndrume pașii. Nu că ar fi unele mai importante decât celelalte, însă sunt, dacă ar trebui să stabilim o listă a priorităților, ar trebui să ne uităm la aceste texte din Scriptură și să le tratăm cu maximă seriozitate în funcție de importanța pe care ele o au în ordinea așezată de Dumnezeu în Scriptură. De pildă, aș vrea să ilustrez treaba aceasta, să înțelegem despre ce este vorba atunci când Scriptura ne spune că Israel a mers și a dus una din bătăliile pe care le-a dus cu unul din popoarele vecine, este un cuvânt foarte important care vorbește despre providența lui Dumnezeu și portarea lui Dumnezeu de grijă până chiar și în acele, până chiar și în acele situații. Însă impactul pe care textul acesta, un text ca și acesta, îl are în viața noastră, este de natură motivațională, să ne inspire, să credem că uh, cuvântul primit de la Dumnezeu, providența lui Dumnezeu, este o binecuvântare și pentru noi astăzi, așa cum a fost pentru poporul Israel. Atunci când ne uităm la cuvinte ca și cel pe care l-am citit în seara aceasta, care vorbesc despre Evanghelia Mântuitoare, uh, ar trebui să ni se aprinde toate becurile, cum spunem noi românii, uh, și să ne uităm la pasajul acesta, să-l așezăm undeva la loc de cinste în inimile noastre, pentru că de cuvântul acesta depinde viața noastră, depinde soarta noastră eternă. Să mai este, vă dau un alt, o alt, un alt exemplu din Roman, capitolul 1. Eu spun bisericii noastre că să, scoat, să imprime Roman, capitolul 1 și să-l așeze pe frigider undeva, că noi punem în America, nu știu dacă este practică treaba asta, dar ne place să punem cu magneți ăștia pe frigider tot felul de. Uh, uh, notițe ca să ne aducem aminte că frigiderul este acea piesă de mobilier din casă pe care o vizităm de câteva ori pe zi. Uh, unii de mai multe ori decât alții, dar oricum toți trecem pe acolo. Uh, și să ne aducem aminte, sunt liste de lucruri pe care, de care Dumnezeu vrea să ne păzim și lucruri la care trebuie să lucrăm în fiecare zi. Să avem grijă să nu lăsăm ca în viața noastră să se cuibărească faptele întunericului și să umblăm în ascultare de Dumnezeu. La aceasta mă refer când spun că unele pasaje au o altă prioritate decât altele, nu că ar fi mai lipsite de importanță. Pasajul din seara aceasta este un pasaj în care găsim o afirmație foarte radicală. Expresia, degeaba ați crezut. E când vedem expresia asta în Biblie, ar trebui toate antenele să ne fie ridicate. Oh, Pavel, cum adică? Despre ce este vorba aici? În pasajul acesta, Apostolul Pavel vorbește despre Evanghelia Domnului Isus Hristos. Această Evanghelie care a fost dată oamenilor pentru mântuirea sufletului, care de fapt are menirea să schimbe destinația eternă. Noi știm că în lumea spirituală, în viața dincolo de moarte, sunt două realități. Este realitatea părtășiei cu Dumnezeu în raiul lui Dumnezeu și este realitatea despărțirii de Dumnezeu și uh, iazul cu foc. În America este un trend, astăzi, nu știu dacă este și în țara, probabil și aici, că uh, acum nu mai există granițe. trăim în satul global, cum uh, se spune. Uh, sunt, uh, este un anumit curent care vine și spune, domne, nu mai trebuie să vorbim despre iad. Că iadul este o invenție a hollywood este o invenție a oamenilor. <laughs> Spuneam cuiva, Domnul Isus a vorbit mai mult despre Iad decât toți autorii Noului Testament sau toți autorii Scripturii. El, Fiul lui Dumnezeu, dacă vă uitați, el vorbește despre Iad mai mult decât orice alt autor al Scripturii. Pentru că, de fapt, aceasta este o realitate. Am lucrat și, am lucrat în Spital și o perioadă și am asistat capelan și am asistat, asta era natura, slujbe trebuia să fie acolo când oamenii plecau din lumea asta. Am văzut oameni îngroziți în fața morții. Oameni care se strigau, urlau, nu vreau să Și am văzut oameni care liniștiți cu fața senină, plecau de lumea asta. Noi ne dăm cu părerea cu privire la ce au văzut sau ce n-au văzut. Unii dintre ei ne spun, ne spuneau ce au văzut. Mi-aduc aminte că era uh, o persoană care îmi spunea că s-a făcut o lumină așa de mare. Uh, nu puteți da becurile astea mai încet, că e prea multă lumină aici în în salon noi eram copleșiți, cei care eram acolo, să auzim mărturia asta. Alții plini de groază strigau, vine, mă prindem. Nu știu, eu nu știu ce vedeau ei, nu? Decât ceea ce puteau ei să ne spună. Însă toate acestea confirmă că există aceste două realități. Voltaire, provocat odată de unul din cei din generația lui, spunea că dacă nu există nimic după viață, după ce se gată viața pe pământul acesta, și eu am ales să cred în existența vieții de după moarte, eu nu pățez nimic. Dar dacă cumva există ceva, voi ceilalți care n-ați fost cu luarea minte și n-ați vrut să îmbrățișați această realitate, vă veți confrunta cu o surpriză copleșitoare. Pentru că, de fapt, a crede în Dumnezeu este cea mai mare binecuvântare pe care oamenii pot să o aibă pe Pământul acesta. Sunt atât de multe mărturii, și aș putea să petrec toată seara vorbindu-vă numai despre exemple practice, de oameni care s-au împăcat cu Dumnezeu și cum viața lor a fost revoluționată, cum viața lor a fost schimbată în conștiința realității că există viață după moarte, există ceva mai mult decât mormântul, decât, decât experiența din lumea aceasta. Să aș vrea să vă invit să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce vrea să ne spună Apostolul Pavel. Despre această Evanghelie a Domnului Isus Hristos. Pasajul acesta ne inspiră să ne uităm spre Evanghelie. Apostolul face o afirmație covârșitoare: El vine și spune că Evanghelia mântuiește. Mântuiește atunci când este propovăduită corect, când este primită cu deschidere maximă. Crezută fără nici cea mai mică umbră de mutare, și trăită cu pasiune, cu dedicare pentru gloria lui Dumnezeu. El vine și spune despre Evanghelia aceasta a lui Isus Hristos că ea mântuiește sufletele oamenilor. Că ea schimbă, de fapt, soarta eternă. Ce este mântuirea? Mântuirea este salvarea din ceva rău, dezastruos și așezarea într-un cadru binecuvântat de Dumnezeu, salvarea aceasta pe care a făcut-o Dumnezeu sufletelor oamenilor. Biblia ne spune că noi, prin faptele noastre, putem să fim fie prieteni cu Dumnezeu sau vrăjmașii lui Dumnezeu. Eu n-am întâlnit pe nimeni să stea cu Dumnezeu la cafea, nu? Să zic că, domne, acum am mai auzit de ăștia care vor să-l facă șofer de taxi și controlor de bilete prin tren și își permit așa un lux al, al, unei relații din asta foarte casual cu Dumnezeu, spunând că el e aici, așa, stă cu mine la masă. Când ați văzut ultima persoană care a mers la, nu știu ce cafenele aveți dumneavoastră aici, să stea așa cu Domnul la o cafea, că e prietenul lui? Sau când ați văzut pe vreunul să se bată cu Dumnezeu, să ia pușca, băta sau eu știu la ce uh, unelte avem acces și să se lupte cu Dumnezeu, să fie vrăjmașa lui Dumnezeu. Să facă tărăboi, nu. Biblia vine și ne spune că statutul acesta de prietenie sau de vrăjmășie cu Dumnezeu este dat de faptele pe care le facem. Dacă eu fac faptele cerute de cuvântul lui Dumnezeu, în ascultare de evanghelie, pentru că faptele acestea ne sunt descoperite, ne sunt prezentate în cartea lui Dumnezeu. Eu mă fac prieten cu Dumnezeu, făcând faptele Lui. Iar dacă nu fac lucrurile acestea, ci fac lucruri care sunt împotriva Lui Dumnezeu, sunt vrăjmașul Lui Dumnezeu. Pentru că faptele pe care noi le facem ne poziționează în statutul pe care îl avem. Așa se poate vedea cine este un om credincios și cine este un om care nu trăiește împreună cu Dumnezeu. Credința nu este o filozofie. Nu este nici măcar un simplu mesaj. Credința, de fapt, în Dumnezeu se materializează într-o viață transformată, care, de fapt, se traduce prin faptele pe care noi le facem în fiecare zi, așa cum foarte bine înțelege omul lui Dumnezeu Iacov, când vorbește despre credința vie care produce faptele onoarei, slavei lui Dumnezeu. Dacă vreți să ne uităm la faptele întunericului și la faptele lui Dumnezeu, putem să căutăm în Cartea lui Dumnezeu și o să vedem, ne spune Scriptura, lucrurile pe care nu trebuie să le facem. Și lucrurile pe care Dumnezeu ne cheamă să le facem. De pildă, atunci când noi ne-am împăcat cu Dumnezeu, noi nu numai că am încetat să urâm, adică ura e un lucru rău, care nu trebuie nimeni să ne spună că este un lucru, uh, uh, un lucru rău în sine. Produce tot felul de trăiri nepotrivite în inima omului. Dar când Dumnezeu ne-a chemat să ne întoarcem la lumina adevărului, el nu numai că ne-a spus să, ne, să nu mai urâm, ci ne-a oferit alternativa, să iubim. Și noi numai că suntem niște oameni care nu arătăm sentimente nepotrivite față de semenii noștri, ci noi îmbrățișăm semenii noștri într-o dorință arzătoare ca persoanele celelalte să îi fie bine. Și, de fapt, așa arată umblarea noastră pe calea credinței, nu? Apostolul Pavel vine și spune credincioșilor din Corint că el are o obligație morală față de ei. Să-i atenționeze cu privire la umblarea lor, cu privire la faptele lor la lucrurile pe care ei le fac. Pentru că nu cumva, toată strădania aceasta de a propovădui Evanghelia, de a transmite Evanghelia, să fie zadarnică. Spunându-le lor că dacă nu trăiți așa cum trebuie să trăiți, degeaba ați crezut. Degeaba declarăm cu gura că suntem copii ai Lui Dumnezeu, dacă lucrul acesta nu se vede în umblarea noastră. Am intitulat predica de astăzi Așa am primit. Și o să vedem ce am primit de fapt. Că, de fapt, Evanghelia aceasta pe care noi am primit-o, despre care Apostolul Pavel vorbește, este una concretă, clară. Dacă te duci astăzi și faci un sondaj de opinie în oricare din piețele pe care dumneavoastră le aveți aici în oraș, să întrebați oamenii ce este Evanghelie, ei îți vor răspunde în funcție de cunoștințele religioase de care dispun. Unii îți vor spune că e cartea popii. Pe care o cară popa cu el, ca e Evanghelia, nu? Alții care au un pic de cunoștință mai multă spun: Domne, sunt patru Evanghelii în Biblie. Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu. Aici, când Scriptura vorbește despre Evanghelie, se referă la setul de valori descoperite de Dumnezeu pentru transformarea vieții omului. Practic, asta este Evanghelia despre care vorbește Apostolul Pavel. Când el spune, folosește expresia aceasta: așa am primit. El nu face referire, nu, nu oferă un cec în alb, cum ar fi, sau cred că un ordin de plată îi spune aici, pe care îl pui așa, lași blank și fiecare poate să completeze conform nevoilor pe care le are sau conform situației cu care se confruntă sau situației specifice pe care trebuie să o adreseze. Apostolul Pavel când vine și folosește expresia că așa am primit, el nu lasă loc de interpretare. Am întâlnit oameni astăzi care vin și spun, domne, eu nu-mi schimb credința mea, că eu așa am primit. Dar nu numai în contextul bisericilor istorice. Găsim această expresie în contextul bisericilor pentecostale. Sunt oameni care vin și spun, domne, nu, noi așa am primit și noi așa vrem să ținem până la capăt. Și ne trezim că sub această expresie noi, noi așezăm ideile noastre, așezăm tradițiile noastre, așezăm cu aspectele culturale ale poporului din care noi provenim. Voi nu le vedeți poate așa puternic. Noi peste ocean vedem cum sunt unii care muncesc foarte, foarte conștiincioși la ridicarea de garduri, ca nu cumva să fim influențați de cultura americană. Ei spun, domne, nu, noi, noi am venit, noi vrem să fim români și să rămânem români până la capăt. Și noi asta, noi așa am primit și așa trebuie să ținem. De fapt, în ceea ce este dimensiunea culturală și aspectele culturale, noi trăim în cultura americană așa, scufundați 100 de procente. 100 de procente. spunem, când venim pe la biserică, ne place să spunem noi, domne, noi nu ne lăsăm influențați. Și oamenii asociază cu ideea de așa am primit stilul de muzică care se cântă în biserică. Am avut și eu vederi limitate până când am început să umblu așa, pe pământ, în mai multe locuri. Și să văd biserica Domnului, cât de diversă e biserica Domnului. Și mi-a arătat Domnul că, de fapt, în cer, Dumnezeu își ridică oameni din toate națiunile pământului. Mi-aduc aminte că eram sub niște copaci în Africa și aceștia cântau, cântau cu o bucurie, Domne, și făceau o gălăgie de. Nu mai prea puteai să stai acolo. Dar cu ce cântau? Aveau un burlan, o bucată de burlan de de, asta, de la uh, strașina casei, pe care bătea Domne hotărât, vrea să se asigure că toți auzim gălăgia burlanului lui. Asta avea el, cu ce putea el să... Înseamnă că asta trebuie să aduc eu din Africa și să implementez în biserica Filadelfia, că am văzut niște oameni care cântau cu bucurie la burlan. Imaginați-vă cât de ridicol aș arăta dacă aș încerca o asemenea chestiune. Alții vin și spun, oameni dacă nu există anumite picturi pe interiorul clădirii, asta nu se poate numi biserică. Biserica, de fapt, nu sunt zidurile astea. Pentru că atunci când ieși din spațiul lumii civilizate și te duci într-un alt context, găsești oameni pentru care clădire înseamnă o prelată albastră, dată de națiunile unite, că aia au fost ce-au avut soldații pe la ei și cam aia și-au așezat-o pe niște pari unde să se întâlnească și să se închine lui Dumnezeu, ca să nu-i bată soarele sau să nu îi ude ploaia. Biserica nu este, de fapt, clădirea. Biserica sunt mădularele vii care o compun, sunt oamenii, credincioși care fac parte din ea. De fapt, asta este Biserica. Atunci când Apostolul Pavel vine și spune că eu așa am primit, el nu lasă posibilitatea deschisă cultelor recunoscute de statul român sau de eu știu ce alte uh, oficialități de unde ne-am găsit prin lume. El, când vine și spune așa am primit, el se referă specific la mărturia la mesajul evangheliei se referă specific la mărturia evangheliei și se referă specific la miracolul evangheliei și o să le vedem în seara aceasta în următoarele minute El vine și spune eu am primit și mesajul pe care eu l-am primit este unul extrem de simplu însă este singurul care poate transforma viețile oamenilor acest mesaj sună în felul următor și aș vrea să recitesc versetele acestea, din, începând cu versetul 3. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chiva, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Ăsta este mesajul. Ăsta este mesajul. A studiat puțin dezvoltarea bisericii sau progresul bisericii evanghelice? Știți că mesajul ăsta a fost mesajul care atunci când a fost transmis în perioada anilor 60, începând cu perioada anilor 60 din, România, din, din Statele Unite, apoi s-a folosit și aici în, în, în România, a fost perioada în care biserica a explodat. Erau acele panflete, acele cărțulii mici pe care le foloseau credincioșii pentru a transmite mesajul Evangheliei. Și în cărțulia aia mică, în tractatul acela pe care noi îl, îl, îl împărtășeam cu oamenii, începea inima omului păcătoasă, Hristos a murit, a înviat dintre cei morți și a, a, prin învierea lui dintre cei morți a adus izbăvirea omului de sub puterea păcatului, a curățit inima omului. Mesaj extraordinar de simplu, pe care astăzi societatea parcă că îl disprețuiește. Ne simțim oarecum uh, datori uh, uh, ținute intelectuale înalte de care dispunem astăzi să complicăm puțin lucrurile. Să venim și să, fa să aducem un mesaj un pic mai sofisticat. În funcție de tradiția din care facem parte, adăugăm tot felul de bagaje. La acest mesaj care este extrem de simplu. Și încet, încet ne depărtăm despre, de, de acest mesaj dacă nu suntem culoarea minte. De fapt, biserica trebuie să înțeleagă credincioșii, oamenii de pe fața Pământului, că mesajul care aduce transformare inimii omului este faptul, stă în adevărul că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele oamenilor și a treia zi a înviat dintre cei morți pentru a demonstra în fața lumilor văzute și nevăzute că sacrificiul lui a fost acceptat, primit de Dumnezeu învierea dintre cei morți a Domnului Isus Hristos este de fapt dovada că tu și eu am fost iertați de păcatele noastre, binecuvântat să fie numele Lui. Practic ăsta este mesajul. Mesajul nu este unul complicat, mesajul este unul extrem de simplu. El vine și spune Apostolul Pavel că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Adică moartea Domnului Isus Hristos nu a fost una accidentală. El n-a fost omorât de niște evrei încăpățânați, care n au înțeles, de fapt, ceea ce El încerca să comunice. Nu, moartea Domnului Iisus Hristos a fost hotărâtă pe agenda lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu Ioan vedea în desfășurarea activităților în lumea spirituală a lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu care s-a ridicat să ridice păcatul lumii. Și de fapt, moartea lui, Dumnezeu, moartea lui Hristos a avut loc după Scripturi, adică programată de Dumnezeu. În Grădina Edenului, Biblia ne spune că omul, prin neascultare, s-a separat de Dumnezeu și a căzut sub pediapsa lui Dumnezeu, datorită păcatului neascultării de Dumnezeu. Și omul acolo, în Grădina Edenului, disperat, a încercat să se ascundă de Dumnezeu. Și a venit Dumnezeu să caute pe omul care să fără de legea păcatul neascultării. Și omul s-a ascuns și Dumnezeu îl întreabă: Unde ești? Și omul vine și spune: Mi-a fost rușine, nu? Că eram gol. Și apoi are loc dialogul acela între om și Dumnezeu. Când Dumnezeu îi spune omul, ai făcut un lucru grozav. Însă dialogul dintre om și Dumnezeu în care Dumnezeu prezintă starea de nenorocire în care se găsește omul, se gata cu cea mai minunată promisiune. În Genesa capitolul 3, versetul 15, Sămânța femeii se va ridica și va zdrobi capul șarpelui. Este vorba de Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care la Calvar urma să aducă biruința asupra puterii întunericului, o biruință finală, o biruință de plină, pentru că prin moartea lui noi am fost răscumpărați, binecuvântați să fie numele lui Dumnezeu. Noi, în Vinerea Mare, de obicei, în perioada sărbătorii Paștelui, ne aducem aminte de moartea Domnului. Însă noi. Facem lucrul acesta într-o într atmosferă de sărbătoare. Pentru că știm că după vineri urmează duminică, întâia zi a săptămânii, când piatra a fost dată în mod miraculos la o parte și din mormântul acela rece, Fiul lui Dumnezeu a ieșit afară. De aceea noi ne închinăm în fiecare duminică, ne întreabă oamenii astăzi, de ce nu ținem sâmbătă, de ce nu ținem alte, alte zile? Noi ne închinăm duminica pen, tocmai pentru motivul acesta că în întâia zi a săptămânii Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a ieșit din moarte și cântăm noi cu moartea pe moarte călcând, aducând biruința asupra puterii întunericului și asupra morții pentru totdeauna, binecuvântat să fie în numele Lui. Mesajul Evangheliei este un extrem de simplu, însă plin de putere în sine. Isus Hristos a murit pentru păcatele tale și a înviat dintre cei morți ca o garanție Ai sfârșirii pe care a făcut-o pentru tine și pentru mine. Binecuvântat să fie Numele lui. Aș vrea să venim cu prima provocare aplicativă în mesajul acesta pentru noi, cei care suntem în această seară aici. Păcatele tale și păcatele mele au fost multe. Și dacă ne uităm cu obiectivitate și ne evaluăm sincer, fără să așteptăm să arate cineva cu degetul către noi, noi știm cine suntem și ce am făcut. Nu este nevoie să vină cineva și să ne spună ai făcut aia și n-a fost bine. Pentru că în momentul în care facem lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, conștiința aceasta pe care a pus-o Dumnezeu în noi, strigă către noi că nu este bine. Ză mulțimea aceea mare a păcatelor noastre a fost luată de Isus Hristos și El a murit pentru fiecare dintre ele. Și la Calvar și-a dat viața pentru ca tu și eu să putem să fim iertați de toate păcatele noastre și să putem să fim binecuvântați cu harul vieții împreună cu El. N-ai dragul meu, în seara aceasta să privești către Dumnezeu, să faci o pauză, să te oprești și să-i mulțumești lui Dumnezeu că El l-a trimis în lumea, în lumea noastră pe Iisus Hristos Fiul Său, pentru ca toate păcatele noastre să fie iertate. Are loc momentul întâlnirii noastre cu Hristos, ne predăm viața Domnului, promitem în apa botezului că nu-L vom mai supăra niciodată, că nu vom mai păcătui niciodată. Și cu angajamentul acesta pornim la drum într-o lume cu ispite, cu probleme, cu necazuri, cu atâtea multe provocări. Și se întâmplă adesea să alunecăm. Se întâmplă adesea poate din cauza temperamentului pe care îl avem sau datorită pornirilor firești. Să facem lucruri care îl dezonorează pe Dumnezeu. Avem în Evanghelia, după, în epistola scrisă de omul lui Dumnezeu Ioan, apostolul, un cuvânt pe care l-a lăsat Hristos pentru noi. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să nu stăm cu păcatele în sân, să nu le ascundem undeva suprești gândind că timpul le va rezolva pe toate, ci să mergem cu păcatele noastre la crucea lui Hristos, să ne mărturisim păcatele și El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că atunci când noi ne mărturisim păcatele, El ne iartă păcatele noastre și ne dă șansa unui nou început împreună cu El. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute ca plin de bucurie să avem privirile îndreptate către ele către El și să îi mulțumim că toate păcatele noastre au fost iertate prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Desfășurarea acțiunii și mesajului din pasajul acesta continuă și așa cum spuneam, Evanghelia aceasta nu are, nu are numai un mesaj clar, dar Evanghelia aceasta are o mărturie incontestabilă. Evanghelia aceasta are o mărturie incontestabilă. Apostolul Pavel vine și spune că Hristosul înviat dintre cei morți nu este doar povestea unor oameni pasionați care l-au iubit pe Iisus Hristos și au fost prieteni, ci este dovedită de întâlnirea personală cu Dumnezeu a sute de oameni despre care el vorbește în pasajul acesta. El vine și spune că Experiența învierii dintre cei morți a Domnului Isus Hristos a fost mărturisită de apostoli. A început cu femeile care au venit grabnic la grupul de ucenici să le spună că a înviat Domnul. Mărturia lor nu era de luat în considerare în contextul social în care femeile acestea se găseau. Și de aceea Petru fuge repede la mormânt să se convingă singur. Și acolo, prăbușit înaintea lui Dumnezeu, Petru și Ioan devin alături de femeile care au mers la mormânt, primii martori a învierii Domnului Isus Hristos. Și atât de puternic a fost această realitate în viața lui Petru, încât l-a determinat ca la finalul vieții, când persecutat datorită mesajului pe care îl propovăduia, să spună atunci când cei care l-au judecat au hotărât sentința moarte prin răstignire, să ceară să fie răstignit cu capul în jos că nu se vede suficient de vrednic ca să moară ca și Hristos Domnul. Oameni care au trăit cu pasiune pentru Dumnezeu, care au fost aruncați în închisori, care au fost supuși la tot felul de chinuri, nu știu care dintre noi am supraviețuit din punct de vedere spiritual o prigoană de genul celei din primul veac. Când cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cei credincioși au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Știți ce înseamnă asta? că autoritățile au, au decis dacă ești credincios, creștin, urmaș al Lui Hristos, proprietatea în care locuiești nu mai este a ta. Imaginează că vine cineva și bate la ușă la tine și spune de astăzi, pentru că ești membru la Biserica Speranța din Timișoara, ai pierdut dreptul de proprietate asupra, asupra locuinței pe care o ai. Pare fabulă pentru noi, nu? În America, zicem, numai să vină. Avem rastelurile pline. <laughs> Dăm în judecată, Domne, avem drepturi, nu? Normal că este o atrocitate, n-ar trebui să se întâmple așa. Dar despre înaintașii noștri în credința, cei care au avut mărturia că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, Scriptura ne spune că au primit cu bucurie răpirea averilor lor. Când a venit cineva și a scos afară din casă, din locuința lor, și li s-a spus că nu mai sunt proprietari asupra proprietății pe care ei o dețineau în mod legal. Aceștia și-au luat bagajele și plini de bucurie că au avut ocazia să sufere pentru Hristos. Au dus mărturia puterii lui Dumnezeu mai departe. Și spune Apostolul, când a fost prigoniți într-o cetate, am plecat în alta. Parcă așa simplu. Pentru noi pare o poveste care se desfășoară așa ca, ca pe o lectură pe care o citim copiilor înainte de culcare. Dar dacă la Timișoara se pornește o luptă acerbă împotriva comunităților creștine, plecăm la Arad. Ne luăm și ne ducem toți la Arad. Imaginați-vă ce înseamnă transformarea asta, schimbarea asta. Trebuie să schimbi domiciliu, poate ai vândut o proprietate și trebuie să te muți în alta. Gândiți-vă la stresul care îl implică o chestie de asta. Și oamenii ăștia, în viața pe care au trăit-o, au demonstrat că au fost martori veritabili au unei experiențe incontestabile, și anume că Hristosul în viață dintre cei morți este Hristosul pe care ei îl slujesc, pe care îl urmează și cărora și-au dedicat viața binecuvântată să fie numele Domnului. Eu personal cred că generația noastră va trece printr-o situație similară. Am îngăduiți în paranteza aceasta că nu sunt eu niciun fel de standard de evaluare a creștinismului. Dar cred. A fost în Africa și predam un curs la un grup de 150 de pastori undeva într-o zonă musulmană și lângă mine stătea un bărbat armat. Și am zis, dar nu avem nevoie de oameni în armați aici. Și a început să râdă, să uita la mine și a început să râdă. i am spus că vreau să mă duc până în oraș să cumpăr ceva. Zic: o să venim cu tine. Tu nu știi în ce zonă ești. Și mi-a dar ce faceți voi eu vin și plec, mă duc înapoi în țara mea unde pot să mă mișc liber, fără niciun fel de problemă. Îi spun, frate, noi luăm cartea asta în mână, îi sărutăm coperțile și ieșim afară din casă, neștiind dacă ne vom mai întoarce înapoi, seara, în aceeași locuință. Sunt credincioși pe care am întâlnit, care vin din lumea musulmană, care au mâna tăiată, pentru că li s-a tăiat mâna din cauza că au pus mâna pe cartea lui Dumnezeu. Și cu cam un așa fel de preț trebuie să plătească prețul urmării lui Hristos. Însă există această convingere produsă de întâlnirea personală cu Hristos, care provoacă în ei nu numai pasiunea, dar disponibilitatea de sacrificiu pentru Dumnezeu până la extremă. De ce? Pentru că există mărturia învierii lui Iisus Hristos. Și această mărturie a devenit atât de puternică încât transformă viața și devine singurul reper al existenței umane. Nu mai există nimic altceva. Care să conteze decât că Hristos este Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Hristos este Domnul. Apostolul Pavel vine și spune despre El că nu numai Apostolii l-au văzut pe Domnul, ci și eu l-am văzut pe Domnul. Și eu l-am văzut pe Domnul. Și dintr-o dată, Apostolul se detașează de contextul împrejurărilor vitrege ale societății contemporane lui și se aliniază norul acela mare de martori al învierii Domnului Isus Hristos și vine și spune și eu mărturisesc cu gura aceasta că Isus Hristos a înviat în cei morți. Noi spunem la pași, că Hristos a înviat. Eu mai spun, mai surprind biserica, așa că câteodată vin duminica dimineața și în jurul Crăciunului și le zic Hristos a înviat și se uită la mine. Dar de fapt de asta ne întâlnim. Pentru că El a înviat dintre cei morți. Și dacă noi venim și în clădirea asta în care ne-am hotărât să ne adunăm împreună, avem anumite trăiri lăuntrice. Simțim dorința înnoirii, înnoirii, vieții. Simțim dorința să dăm o filă care poate ne dezonorează și să începem o filă nouă împreună cu Dumnezeu. Este pentru că Isus Hristos a înviat dintre cei morți și este prezent între noi, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă simțim nevoia să facem ceva pentru a ajuta pe seminii noștri care cu disperare își duc existența fără a avea siguranța zilei de mâine, este pentru că am via Hristos. Dacă ne deschidem casele pentru oameni care pe care nu i-am cunoscut niciodată, oameni la care vrem să le punem o bucată de pâine în mână sau să le dăm o îmbrăcăminte cu care să se îmbrace, dacă ne ducem până la capătul lumii pentru a căuta pe unii uh, care, de care nici măcar guvernul nu știe, știu că sunt un grup de români de aici care lucrează în Uganda, am fost fascinat de ce fac oamenii aceștia, pe niște dealuri, am lăsat, mașin, lăsat mașina undeva parcată la șosea și un drum de o or, oră, o jumătate, prin junglă, să ajungi în locurile unde se întâlnesc credincioși aceștia. Și acolo o familie de români. Și a construit o casă și ajută pe oamenii ăia. Îi învață viața. Oameni care au ieșit nu de mult din pădure și încearcă să le prezinte Evanghelia, dar nu numai Evanghelia, ci ajută să-și să organizeze, să-și gospodărească viața. Și am văzut comunități transformate. Mă gândeam, ce minunat lucrează harul lui Dumnezeu în viața unor asemenea oameni care au lăsat confortul unei țări civilizate și au venit și trăiesc pe dealurile astea. Da, peisajul este frumos, dar condițiile de viață sunt extrem de complicate și nimic altceva nu motivează acești oameni decât dragostea de Hristos. Am găsit o fată din Bistrița care undeva în Tanzania s-a dus la un trib și am întrebat-o cu ce grup sunteți acolo și spunea, sunt singură. Mi s-a ridicat carnea pe mine. Pentru noi par niște uh, obiecte de atracție turistică când îi vedem pe oamenii ăia. Dar sunt oameni care sunt mânați de puterea întunericului, care consumă astăzi sânge de animale. Și am găsit o femeie aceasta, a fost profesoară în județul Bistrița. S-a dus la ei să le spună de Domnul: Vrea să le facă o școală, vrea să le facă un dispensar medical, vrea să-i ajute. Și citeam pe fața ei pasiunea cu care vorbea despre omeneia, care nu numai că nu-i cunoaște nimeni, dar sunt extrem de periculoși. Pentru că opera în inima ei dragostea lui Hristos și convingerea că Isus Hristos a înviat de cei morți. Cam despre asta vorbea Apostolul Pavel. Noi l-am văzut, nu că l-am văzut ca un fel de display, ca un fel de ecran, cum s-a ridicat din moarte și a plecat spre ceruri. Și spunea că l-a văzut în urma impactului transformator pe care întâlnirea aceasta, care nu putem descrie cu cuvinte omenești, care este născută undeva într-o inimioară mică, strânsă datorită conștienței realității vieții și a explodat ca un foc puternic și ne-a transformat să fim cine, cine suntem astăzi. De fapt această mărturie este dată de puterea transformării și aici este miracolul Evangheliei. Apostolul Pavel vine și vorbește despre miracolul Evangheliei și știți cum vorbește el despre miracolul Evangheliei? Hai să vă citesc acum. În urmă s-a arătat lui Iacov apoi tuturor apostolilor. După ei toți ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai nensemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Când m-am uitat prima dată peste pasajul acesta, am spus serios, Pavel, tu? Nu cred că este vreunul din predicatorii contemporani care și-arogă meritul de a fi cel puțin pe aproape de nivelul Apostolului Pavel. Și omul ăsta începe să se descrie pe sine, ilustrând percepția sa în comparație cu semenii săi. Nu știu cum vedeți dumneavoastră toată povestea asta. Pentru noi, Sfântul Pavel, Sfântul Petru, sunt cam acolo. Că avem și sărbători care aduce pe amândoi împreună. Dar știți că unul a fost PhD și altul a fost pescar? Știți că unul a fost învățat la picioarele celui mai renumit învățător al vremii, iar celălalt a învățat arta pescuitului cel mai probabil din familie. Și omul ăsta, când alege să se prezinte, să se descrie pe sine, el când vorbește despre sine, nu-și etalează meritele vorbind despre lucrurile care îl recomandă. Și vorbește despre harul lui Dumnezeu. Așa s-a început, de fapt, seara asta. Noi nu trebuie să fim nici uh, 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 oamenii care să stăm pe extrema, în care nu suntem buni de nimic, dar nici oamenii care să ne punem noi grade inutil pe umeri, crezând că ne recomandă mai mult decât pe alții. Noi oricum ne, ne, evaluăm, prin, ne, ne uh, evaluăm prin comparație cu semenii noștri. În subconștientul nostru când punem căpușorul pe perină, noi ne gândim, oh, nu-i chiar rău comparat cu... Aveam, am un prieten în Nashville, Tennessee și când îl întrebam, George, cum ești? Spunea, frate Iulian, depinde unde mă uit. Ce dacă mă uit în Africa, sunt grozav de bine. Dacă mă uit pe două străzi mai sus de mine, nu sunt chiar așa bine. Și am zis, uite-te la Hristos. Noi ne evaluăm prin prisma contextului în care trăim. Ne uităm la semenii noștri și ne uităm, zicem, o, ei, sunt eu, nu ți eu chiar ușă de biserică, cum zicea unul din foștii președinți României, nu sunt ușa de la catedrală din față, dar o ușă așa mai mică de pe laterală. Nu se eu grozav, dar mă uit la ăștia, totuși nu stau rău. Când de fapt chemarea lui Dumnezeu, ca în urma transformării făcute de Hristos în viața noastră, este să ne comparăm cu El, modelul nostru al tuturor, cu Hristos Domnul. Și atunci când privirile noastre se uit, sunt îndreptate către El, avem întotdeauna vederi cumpătate cu privire la cine, la cine suntem, ce avem și ce suntem capabili să facem. Pentru că atunci când privim către Hristos, viața ne este transformată. Ne uităm la semeni și vedem demnitatea umană în fiecare dintre ei. Noi, în general, ne uităm la oameni și vedem prin prisma faptelor pe care ei le fac statutul pe care îl au și spunem, ăsta e așa, dar când te transformă Dumnezeu, vezi în fiecare individ care trăiește pe fața Pământului un om creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A cărui demnitate tu și eu avem obligația să o respectăm. Cine sunt eu? Să stabilesc soarta unui om. Soarta fiecărui individ care a trăit pe fața Pământului a stabilit-o Dumnezeu. Și dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să se pocăiască și să vină la cunoștința adevărului. Împreună cu o comunitate de credincioși din America mergeam în pușcărie să le spunem oamenilor la o închisoare de acolo din zonă, nu era o închisoare de maximă siguranță, era o închisoare în care oamenii aveau pedepse mai scurte. Și a venit o doamnă, o soră de biserică și mi-a zis, frate Iulian, eu nu mai vreau să vin. Și am zis, Dar de ce nu mai vrei să vii? Pe păi una din femeile astea mi-a zis că se apropie să se elibereze, și vrea să vină la noi la biserică. Domnul nu vreau la noi la biserică să vină ași. Am zâmbit amândoi. Ea era foarte serioasă. Cum să vină ăștia? Și am spus și ei atunci, ce vă spun și dumneavoastră astăzi, este un pastor în Statele Unite, în localitatea Nashville, acum s-a pensionat. Un bărbat care a fost implicat într-o tâlhărie. Avea undeva în jurul vârstei de 21 de ani. Și influențat de prietenii lui a, început, a făcut acea prostie care l-a costat o pedeapsă de 20 de ani cu pușcărie. Acolo în pușcărie a venit un grup de la o biserică din Madison, Tennessee. Și a predicat Evanghelia, a propovăduit Evanghelia. El a primit cuvântul acolo în închisoare. Și a început să se roage lui Dumnezeu și să-i spună Domnului, Doamne, îți mulțumesc că ai venit să mă găsești aici. Ai venit să mă cauți când nu mai mă băga nimeni în seamă. Și a spus Domnului care o dorință, să-l ajute să iasă afară. Și dacă va ieși afară, îl va sluji pe Dumnezeu cu toată tinerețea lui și cu toată evlavia lui, cât vor, cât vor ține zilele vieții lui printr-un context de împrejurare a fost dată o lege care a cerut o reevaluare a situațiilor în care el se găsea și a ieșit din închisoare undeva în jurul vârstei 20-25 de ani cât avea și a mers în Madison, Tennessee să caute comunitatea, biserica aia, care a trimis oameni să predice la pușcărie și a găsit o comunitate mică de până în 50 de persoane și le-a spus cine este și le-a zis că Dumnezeu i-a schimbat viața și el acolo vrea să vină la biserică. A început să se implice în biserică, pasionat, dedicat Domnului, lucrării lui Dumnezeu. Frații au văzut că este un tânăr înzestrat și au început să-i creeze cadrul de slujire și a început să se implice în slujire. Înainte de vârsta de 30 de ani a devenit pastorul acelei biserici. Și a preluat biserica aceea cu un grup de 50 de credincioși. Și astăzi biserica numără peste 6.000 de membri. O biserică care are, la momentul în care noi am cunoscut biserica aceasta, avea implicații în peste 80 de țări în lume, A trimis misionari până la marginile pământului, dintr-un pușcăreaș, un om pe care nu mai dădea nimeni două parale, pentru că Hristos poate transforma viața oamenilor, binecuvântat să fie în numele Lui. De aceea noi ne uităm spre semen și respectăm demnitatea umană nu prin prisma a ceea ce vedem în fața ochilor, ci prin prisma potențialului inestimabil, inestimabil pe care l-a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi. Și când mă uit la un co-național sau mă uit la o persoană cu care mă întâlnesc, indiferent de culoarea pielii pe care o are, indiferent de pregătirea... A, 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 educațională de care dispune, indiferent de statutul social pe care îl are, văd în el potențialul unui copil al lui Dumnezeu cu care Hristos poate să revoluționeze generația lui. Pentru că ăsta este Dumnezeu binecuvântat să fie în numele Lui. Apostolul Pavel s-a uitat spre sine și a zis, dintre ei toți, i-a luat pe rând, Petru, Iacov și toți ceilalți apostoli, dintre ei toți, eu sunt cel mai nesemnat a ales în felul în care s-a descris pe sine să folosească un cuvânt complicat, greu. El vine și spune aici ca unei stârpituri. Știți ce e stârpitură? E un arhaism. Este de fapt un avorton. O persoană care a supraviețuit un avort. Adică mama a vrut să-l avorteze, dar n-a reușit. Era prea mare deja fătul ca să se mai poată face avortul și acum s-a născut și el. Un copil nedorit, era cel mai de jos statut social pe care putea să-l aibă un individ. Și Apostolul Pavel, în mod voluntar, omul care avea pregătire înaltă, mai înaltă decât toți cei care erau pe lângă el, alege să se descrie pe sine prin această perspectivă, spunând despre el, ca unei străpituri, mi s-a arătat și mie. Pentru că atunci când m-a întâlnit Hristos, n aveam nicio valoare. N-am semnat nimic educația mea, n-am semnat nimic școala, mea n-am semnat nimic pregătirea mea ci ceea ce a semnat totul pentru Hristos am fost eu, ca și individ. Și m-a luat Hristos și datorită Harului Său sunt ce sunt. Apostolul Pavel este singurul dintre apostoli la care Dumnezeu i-a făcut privilegiul acesta de a predica Evanghelia Cezarului. Ajuns să meargă în casa cezarului să rostească cuvântul lui Dumnezeu și drumul spre casa cezarului a trecut prin naufragiu, prin pușcărie și prin tot felul de situații pe care ține, nu ți le-ai imagina că ar constitui cadrul succesului unui individ care se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se folosește de împrejurări nefavorabile pentru prosăvirea numelui Său, pentru ca tu și eu să putem să rămânem ancorați în dragostea lui Dumnezeu și să credem cu toată inima că Dumnezeu când binecuvintează se vede binecuvântarea lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu poartă de grijă, purtarea aceasta de grijă a lui Dumnezeu face diferența binecuvântat să fie numele Lui. Miracolul Evangheliei stă în transformarea contextului, în schimbarea împrejurărilor. Au fost oameni care au dispus de resurse materiale și doar o ploaie mai puternică a măturat tot ce au agonisit de o viață. Eram undeva în județul Cluj, când au fost acele inundații mari în anul 1999, dacă vă aduceți aminte. Și pe marginea drumului, era blocat drumul, ne-am oprit cu cei care eram în mașină și erau niște oameni care s-au dus la marginea drumului, erau la marginea drumului și urlau, se uitau spre vale, acolo unde erau apele acelea care inundaseră zona și spuneau, tot ce am agonisit de o viață e acolo, e sub apă. Se schimbă guvernarea unei țări și toate economiile de o viață se duc pe apa sâmbetei. Cu inflația, să nu credeți că ne spune ei degeaba de inflație și ne bagă în cap așa de ceva vreme, tot, toate trusturile de media vorbesc despre treaba asta. Dar dați-mi voie să vă spun ceva. Omul care trăiește împreună cu Dumnezeu, la umbra aripilor lui Dumnezeu este protejat, este binecuvântat de Dumnezeu și dacă ar trebui să o ia de 10 ori de la 0, este binecuvântat de Dumnezeu, pentru că de la Dumnezeu le avem toate și la Dumnezeu se duc. Nimic din ceea ce suntem noi și avem nu este al nostru. Noi suntem, așa cum spune Scriptura, niște administratori al resurselor pe care le-a dat Dumnezeu pentru acum. Ne știm ce urmează ziua de mâine. De aceea noi ne punem nădejde de el. Și Evanghelia ne transformă viața nu numai pentru lucrurile de aici, ci ne pune în fața, noastră, fața noastră nădejdea vieții veșnice împreună cu Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. Am o invitație pentru toți cei care suntem aici. N-ați vrea, prea să ne reînnoim angajamentul față de Dumnezeu și de Evanghelia Lui? Oamenii cred că credința înseamnă un cult religios. dar noi credem că Biserica Pentecostală a descoperit în ceea ce privește înțelegerea cuvântului Scripturii, anumite aspecte practice în viața de credință care țin de, de o înțelegere întreagă a Evangheliei. Și încercăm prin practica pe care o avem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar de fapt nu asta este mântuirea. Spunea cineva odată m-am întâlnit cu Domnul, am fost botezat cu Duhul Sfânt, ce să fac? Vreau să vin la voi la biserică. Și am spus, well că nu o să mai poți să stai în comunitatea în care ești. Pentru că dacă Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt acolo unde ești, El a făcut-o un scop. Că nu o să mai poți să ai un cadru prielnic pentru dezvoltarea ta spirituală și simți că comunitatea nu te ajută să crești, vină cu noi. Că de fapt în comunitatea noastră de credință nu este important steagul, ci este importantă atmosfera aceasta de părtășie frățească prin care ne ajutăm unii pe alții să fim ceea ce ne-a chemat Hristos să fim și rog pe Dumnezeu ca Dumnezeu să sfințească inimile noastre și să ne binecuvinteze. Toți cât suntem aici, să luăm cu maximă seriozitate mesajul Evangheliei. Să nu uităm că de fapt Hristos a murit pentru păcatele noastre și păcatele noastre, dacă nu sunt rezolvate, ne vor trimite în iad. Ne vor despărți de Dumnezeu pentru totdeauna. Vor face așa cum spune Isaia, un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și nu vom avea capacitatea, puterea de a depăși acest zid. Dar prin jertfa lui Hristos, acest zid este dat la o parte și noi ajungem să fim împăcați cu Dumnezeu prin iertarea păcatelor. Nu trăi în păcatele tale, rezolvă problema păcatului căutând iertarea. Găsește o persoană care poți să-ți sufletul și lasă povara ta la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos. Hristos este gata să ridice povara tuturor păcatelor tale. E trist că în spatele hainelor preoțești au ajuns să ascundă altfel de interese în perioada în care trăim astăzi. Dar cred din toată inima că în fiecare generație Dumnezeu are oameni care stau drept înaintea lui Dumnezeu, care reprezintă cu Dumnezeu pe cinste, cu cinste care sunt puși la dispoziția lui Dumnezeu și sunt gata să fie un sprijin pentru noi. Și rog pe Dumnezeu să ne ajute pe toți să găsim persoanele potrivite împreună care să navigăm atunci când cineva vine să mărturisească păcatele, eu îi spun că nu mă interesează, eu nu, nu sunt curios de păcatele tale, ci aș vrea să aud cum aș putea să te ajut. Pentru că dacă tu îmi spui ce păcat ai făcut și eu doar dau din cap în fața păcatului tău, nu mă ajută la nimic, nici pe mine, nici pe tine. Poate tu îți mai răcorești puțin sufletul, dar scopul mărturisirii păcatelor este să găsești în persoana cu care stai de vorbă un sprijin ca să nu mai ajungi acolo, să nu mai faci același lucru. O persoană la care să poți să-i dai socoteală de faptele pe care le faci, cu care se intri într-o relație strânsă, mentorială, care să te ajute să navighezi prin viața de credință. Sunt alții care poate au început mai de mult umblarea cu Dumnezeu și știu cu ce se mănâncă problema ispitelor, problema provocărilor cu care noi oamenii ne confruntăm. Și aceștia nu sunt nimic altceva decât niște resurse inestimabile pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră pentru a ne binecuvânta mărturisește-ți păcatele, scapă de toate păcatele tale și Hristos este aici ca să te ierte, să te primească în împărăția Lui. Devino și tu unul din martori, așa ca și cei dinaintea noastră și du-te și spune tuturor, Hristos mi-a iertat toate păcatele mele. A murit pentru mine. Asta este ceea ce s-a întâmplat cu mine. Acolo am fost, acolo m-a găsit Hristos, dar de acum sunt un alt om a fost transformat prin puterea Lui Dumnezeu și vorbește în gura mare despre puterea Lui Hristos în viața ta și lucrează, devine și tu un partener al Lui Hristos în ceea ce privește Evanghelia aceasta. Adaugă-te și tu, detașează-te de societatea în care trăiești și adaugă-te și tu în linia celor martori a, a, care cu, cu multă pasiune se pun la dispoziția Lui Dumnezeu să spună tuturor despre cine este Hristos Domnul. N-am să uit niciodată seara aceea de evangelizare din localitatea Goruia când împreună cu un grup de tineri de la Moldova Nouă, am auzit cuvântul predicat de pastorul nostru, că noi eram să mergem cu el, cântam, el predica și noi cântam. Și predica pastorul Vasile Trișcă, un cuvânt despre revenirea Domnului Iisus. Inima mi-a fost răspunsă. În spatele acestui cuvânt a fost un cântec cântat în seara aia care mi-a moiat inima și m-am -am trezit că îi spun Domnului Doamne iartă-mi toate păcatele mele. Un tânăr de 16 ani, trecut puțin de vârsta de 16 ani, care am spus Domnului, Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi eu și vreau să-ți dau viața ție. Și de atunci am intrat în atelierul lui Dumnezeu și îl rog pe Dumnezeu să dăltuiască, să modeleze în fiecare zi. Sunt atât de multe porniri pe care încă le văd, pe care Dumnezeu ar mai trebui să le schimbe în viața mea. Și în fiecare zi mă duc înaintea lui Dumnezeu și spun, mai vreau să scap și de asta, mai vreau să scap și de asta. Ajută-mă să fiu plăcut ție în mijlocul neamului, generației în care mi-ai făcut, mi dat harul să trăiesc, pentru ca să pot să fiu și eu unul din martorii care neobosit vorbesc despre învierea lui Iisus Hristos. Și îl rog pe Dumnezeu ca transformarea aceasta pe care El o face în viața fiecăruia dintre noi să reflecte în faptele pe care le facem în fiecare zi. Noi suntem mai buni nu pentru că devenim mai toleranți. Oamenii confundă bunătatea cu toleranța ci noi suntem mai buni pentru că facem faptele lui Dumnezeu. Și atunci când cineva vine și te lovește după cap, când tu te apleci de fapt să-i ridici Batista sau să-i ridici obiectul de care are nevoie, tu nu te vei opri, ci te vei apleca până la capă, te vei ridica și îi vei pune în mână acelui om care din neștiință îți cauzează o neplăcere și îi vei da de fapt ajutorul de care are nevoie, datorită caracterului Hristos care a fost pus asupra ta. Atunci când ești vorbit de rău, aceasta nu te va clătina, nu te va, nu te va face să, să debusolați, să te oprești din alergare. Și te uiți cu compasiune spre niște oameni care se îndreaptă cu viteză spre iad și îl roși pe Dumnezeu ca Dumnezeu să schimbe destinul lor. Pentru că aceasta face Duhul lui Dumnezeu în viața omului care îl caută pe ea. Când vezi un om care nu are o bucată de pâine, nu te gândești, oi, oh, un om puturos. Eu mă, mă gândeam că dacă cineva are nevoie de ajutor și este în situația în care este, chiar dacă ție ți se pare că nu, este, nu se merită să fie ajutat, din momentul în care tu ai văzut nevoia aia, tu ești poate persoana aleasă pentru a răspunde acelei nevoi. Nu pune tu cântarul, lasă pe altcineva să pună cântarul. Am fost odată să ajutăm un om și eram, eram mai mulți și aveam o anumită sumă de bani pregătită, am intrat la el în casă și unul mai îndrăznesc dintre noi, îl întreabă dar Uh, nu te gândești să cauți un loc de muncă, să faci ceva. Și el ne spune așa, flare out, cum zice americanul, fără niciun fel de reținere. Păi dar să să lucrezi. Păi, Pe mine mă ajută frații. <laughs> am râs noi ăsta, au zis, domnule, nu, tu nu, auzi ce-a zis omul ăsta. Și m-am plecat către cel care era mai vulcanic și am spus, măi, dacă o zis treaba asta, asta chiar trebuie ajutat. Asta chiar trebuie ajutat. Noi ne, ne simțim provocați de ceea ce vedem în fața noastră. Găsim un om pe marginea străzii care vorbește singur, care se pare că nu valorează nimic, dar care pentru, pentru Hristos, sau în fața lui Hristos înseamnă totul. Pentru oameni care a venit să moară Hristos. Și tu și eu ne dăm hainele confortabile, jos, și mergem în societatea asta în care trăim, pentru a mai întinde o mână celor disperați care au ajuns în situații complicate datorită nenorocirilor care s-au bătut asupra lor. Pentru că asta face omul transformat. Aș vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare. Eu nu știu în ce fel a ajuns Hristos la inima voastră prin mesajul ăsta. M-a rugat și rog pe Dumnezeu ca Dumnezeu să aducă transformare fiecăruia. N-aș vrea să plecăm din locul ăsta cum am venit. Nici dumneavoastră și nici eu. Ce provocați de cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă chem să-i spunem Domnului ce hotărâri luăm N-ai vrea să îmbrățișezi mesajul Evangheliei și să ți-l asumi? N-ai vrea să iei mesajul ăsta ca declarația iubirii lui Dumnezeu pentru tine? Iisus Hristos a murit pentru tine și păcatele tale și vrea să fii în împărăția Lui împreună cu El. Și n-ai vrea să-i spui Domnului, Doamne, îți dau și eu viața mea ție. Poate n-ai făcut-o niciodată până la momentul acesta în care să te prăbușești înaintea Domnului și să-i spui Domnului, Doamne, am nevoie de tine și de ajutorul tău. Este seara cea mai potrivită nu o să vină nimeni să pună megafonul în fața gurii tale sau nu o să încerce nimeni să traducă gândurile pe care le ai. Dar dacă asta simți în inima ta, spune lui Dumnezeu, Doamne, îmi predau și eu viața ție și vreau să te slujesc, să te iubesc cu toată inima mea și îți mulțumesc că ai murit pentru mine și păcatele mele. Poate ești în seara asta aici și ești pocăit de mulți ani, n-ai vrea să-L roși pe Domnul să mai facă să strălucească peste tine lumina învierii lui Hristos să fii un martor veritabil a cărui mireasmă este răspândită în jur, despre care toți pot să mărturisească, este cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. Este cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. spune Domnului, Doamne, s-au adunat atâtea provocări în viața mea, m-am lăsat prins de tumultul vieții, m-am lăsat prins de preocupările pe care le-am, multele probleme cu care mă confrunt și am uitat să mai fiu cine mai chemat să fiu. Vreau să fiu din nou un creștin veritabil, plin de sevă pentru împărăția ta. Pentru că aș vrea să se vadă miracolul Evangheliei în viața mea în fiecare zi. Și cred că Dumnezeu poate revitaliza credința ta. N-am să te chem să vii în față, n-am să te chem să-mi ridici o mână, pentru că de fapt mâna aia ar trebui să o ridici lui Dumnezeu. Și va depinde de tine ce vei face cu viața ta. Eu m-aș bucura să pot să fiu martor la cât mai multe întâlniri personale cu Hristos. Dar de fapt e o problemă strict personală. Și Hristos vrea să vină în intimitatea vieții tale, să te ia de acolo și împreună cu tine, să umble pe calea credinței, să-ți dea binecuvântarea vieții veșnice. Și de fapt în fața Lui stai, nu în fața mea. Vreau să ne rugăm împreună cu toții. Unul din lucrurile extraordinare în tradiția românească este că atunci când noi ne rugăm, ne întoarcem toți cu fața către Dumnezeu. Nu există o elită și ceilalți, ci toți de potrivă ne apropiem de Dumnezeu și rugăm pe Dumnezeu să ne ia de unde suntem și să ne ducă la următorul nivel în experiența noastră spirituală și de ca Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Ne rugăm împreună cu toții.